FCSB-ul? O spun mereu, cu durere în suflet, da, are cel mai bun lot, trebuie să recunoaște. O spun mereu cu durere în suflet. De ce mă dare cu durere în suflet? Păi eu din Amovis, tată, ce vrei să zic cu Steaua, cu Barbie Colme. Da. Nu, eu o spun, de 3 ani de zile Steaua are cel mai bun lot, că n-au reușit să ia campionatul până acum, eu cred că e doar vina lor. Nu e vina nimănui. Au dovedit și începutul ăsta de an, în primul meci, într-adevăr, au niște jucători extraordinar de buni. Acum, depinde, să vedem cât rezistă domnul antrenor Gigi să stea liniștit. Bun, au jucători buni și transferuri bune. Și Djokovic, jucător bun, Băluță, mie mi-a plăcut Băluță, să știi. Da, și mie. Mi-a plăcut. Oricum, trebuie să te curajezi, dacă nu făceau transferuri, aveau un lot foarte bun. Nu, dar nu, jucători buni. Cum ți s-au părut Andrei, cum s-a părut FCSB-ul? Prima etapă... Și întrebarea la fel și pentru Florin, normal. Cea mai bună echipă în prima, în prima etapă. Dar zi mai tare, nu fi timid. Cel mai, nu sunt timid, așa, așa vorbesc eu. Cum e? Nu, n-au voie, nu, n-au voie să laude FCSB-ul. E Gigi cu Burleanu acum, nu e voie la federație să laude FCSB-ul. Nu e adevărat. Ia zi, ba din contră! Ba din contră. Nu. Trebuie să spui ce vezi. Asta vreau doar atâta să spun. Scuză-mă că te întrerup. Avem o informație de ultimă oră pe care ne-au dat-o colegii de la fanatic.ro. Sunt șanse foarte mari să se semneze Ghencea în câteva minute sau în câteva, nu știu, într-o oră, două maxim. Sper să pregătesc, să prindem și noi în emisiune și să avem reacții. Dar ultimele informații pe care ni le-au dat colegii de la Fanatic, în speță Cristi Coste, acest Fabrizio care e la plajă. Fabrizio, nu, adică nu-i la plajă, s-a întors de la plajă. Păi are 200 de angajați, da. Fabrizio, normal, da. Că e la plajă, adică credem, noi credem că e un singur om. Da, e și un, când colos 200 de angajați, nu? Are mai mare redacția. Deci informația de ultimă oră este că sunt șanse foarte mari ca în următoarele minute să se semneze actele pentru Ghencea și derbiul de sâmbătă seară dintre FCSB și Dinamo să se joace în Ghencea, în templul fotbalului. Apropo, duminică dimineața la 10:30 avem ediție specială de Fanatic Superliga dedicată, evident, marelui meci Dinamo, dintre Dinamo și Steaua. Deci, astea ar fi ultimele informații. Se pare că Argăseală, Valeriu Argăseală, președintele, și cu Gherghișor, trezorierul, aproape au ajuns la un acord cu echipa desemnată din partea CSEA să negocieze acest draft extrem de complicat și cel puțin la ora asta, acum știți cum se poate întâmpla orice, șansele sunt mai degrabă să se semneze acest draft și să se joace meciul în Ghencea decât să nu se semneze. Te rog. Mă bucur că face breaking news o știre care ar trebui să fie o normalitate, dacă se întâmplă așa. Da. Revin, FCSB a fost cea mai bună echipă din prima etapă, echipa care a jucat cu o intensitate europeană. Doar că după o primă repriză, doi dintre jucătorii cei mai buni s-au accidentat, ceea ce pentru mine înseamnă un semn de întrebare pentru ce va însemna un campionat de 40 de etape sau câte va avea.